Bună balanță și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 19-25 septembrie. În primul rând, vreau să îți urez la mulți ani. Să ai parte de tot binele din lume. Și, de asemenea, menționez faptul că previziunile sunt valabile atât pentru cei din zodia balanță, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal, iar pentru cei cărora previziunile vi se potrivesc, vă aștept cu drag și la partea bonus. Am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea acestui videoclip pentru cei care sunteți interesați. Dragi Balanțe, o săptămână foarte bună pentru voi! Este o săptămână magică pentru toată lumea, dar în mod special pentru voi, și o să vedeți imediat de ce. În primul rând, Balanța are parte de un noroc total neașteptat în legătură cu ideea aceasta de a încheia ce o problemă veche, ceva care ține de o moștenire, ceva ce ține de o relație cu o persoană din familie. Ceva ce are legătură cu zona imobiliarelor. Ideea este că balanța are un noroc absolut fantastic de acolo de unde se așteaptă mai puțin. Este ceva ce ai mai încercat să faci, și acum ai ocazia, așa cum ți-am spus și în filmarea cu Mercur retrograd, că uh, poți reanaliza, poți revizui și chiar poți găsi o soluție absolut genială. Și da, norocul pentru balanță vine de acolo de unde te aștepți mai puțin. Pentru bărbați, vedeți că este ceva ce ține de o femeie. Apoi, iarăși, un moment foarte bun pentru balanță, în care, la fel, nu știu, printr-o surpriză mare pe care o ai, reușești să rezolvi o problemă este o problemă foarte importantă pentru sufletul tău, atenție. Și de asemenea, balanța poate visa ceva, poate găsi o soluție total neașteptată la o afacere, la ceva ce ține de un copil, persoana iubită. Pentru balanțele care se află într-o relație, acum puteți să rezolvați acele probleme vechi într-un mod total surprinzător. De asemenea, balanța are ocazia să cunoască o nouă persoană pentru cei care sunteți singuri, dar o să fie într-un mod neașteptat și chiar aveți foarte mare susținere. Atenție la ceea ce visați și atenție ce informații apar către voi, ce informații vă transmite Universul în această săptămână, pentru că vă puteți folosi de ele pentru a crește, pentru a înflori, pentru a rezolva odată acea problemă. Este o săptămână foarte intensă pentru voi. Avem echinocțiul de toamnă care se petrece pe data de 23, iar asta înseamnă că soarele intră la voi în zodie și începe sezonul balanțelor. Este un moment unic pentru tine. Pentru că soarele chiar face și o conjuncție că cu Mercur retrograd de la tine din zodie, deci poți avea un moment de genialitate pur și simplu dar vezi că răspunsul îl găsești în tine, în interiorul tău. Asta este foarte, foarte important. Și vezi că poți începe niște demersuri acum care să dureze, știu eu, ori până în iarnă, ori chiar până în primăvară și le poți finaliza, le poți închide. Un moment puțin tensionat pentru balanță la locul de muncă în această săptămână. Sau un moment puțin tensionat pe zona sănătății. Aici ar fi bine să acorzi o mai mare atenție problemelor de sănătate sau să nu te supra soliciți. Nu uita că Mercur intră în fecioară în această săptămână, este tot retrograd. Am vorbit deja în filmarea pentru Mercur retrograd, o găsești la secțiunea videoclipuri. Dar, de asemenea, balanța, um, începând cu data de 23 septembrie, Până pe 2 octombrie, reușește să găsească niște soluții absolut fantastice prin meditație, prin uh, relația pe care o ai tu cu tine și poate chiar prin niște activități pe care le faci cumva mai ascunse, mai altfel, uh, dar tu cu tine și acolo reușești să rezolvi ceva. Îți crește foarte mult intuiția, îți crește foarte mult. Zona aceasta spirituală, și vezi că ceea ce și celorlalți e posibil să se și îndeplinească. Așa că, încearcă să-ți măsori cât de mult poți cuvintele. O să fie așa, ca un mic mare profet, dar doar pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Având în vedere că este echinocțiul de toamnă și este un moment magic, am ales oracolul arhanghelilor pentru voi și o să vă ofer multe informații. nu cred, mesajul pentru voi este din partea Arhanghelului Metatron, care el se ocupă cu zona aceasta a spiritualității, deci guvernează așa ceva. Ai un ajutor fantastic când vine vorba de zona spirituală. Dacă ai o problemă, încearcă să te rogi, să aprinzi o lumânare, să faci o meditație și o să vezi un ajutor special, cum nu ai mai primit niciodată. Numerele importante pentru tine sunt 4, 1, 5 și 41. Arhanghelul îți transmite următorul mesaj. Ești alesul și protejatul meu. Ai atins o profundă stare de devoțiune necondiționată față de Dumnezeu, și de acum înainte vei putea fi din ce în ce mai mult la unison cu voința atotputernică a lui Dumnezeu Tatăl ești binecuvântat, inspirat și ghidat de alaiul meu ceresc. Foarte frumos, dragi balanțe! Culorile importante pentru tine. Mov, roz, alb, auriu. Hai să vedem mai departe ce îți spune și tarotul pentru această săptămână. Fi foarte atent, foarte atent ce se întâmplă pe data de 23, pentru că atunci e un moment absolut magic pentru tine, în care se pot întâmpla minuni. Energia generală, arcana majoră, luna pentru tine, o legătură puternică aici cu zodia rac sau cu zodia scorpion. Este clar faptul că balanța are o intuiție foarte bună. Da? Și uite, reușești să rezolvi ceva a, legat de o problemă. Da? Printr-o discuție se rezolvă multe lucruri. Printr-un mesaj. Pur și simplu, reușești să te eliberezi dintr-o situație, într-un mod total neașteptat. Ți-am spus, e o săptămână cu minuni pentru tine. Prima carte, Asul de monede între tine și cealaltă persoană, și aici văd foarte clar faptul că balanța are parte de un nou început, un nou loc în care mergi, o noutate plăcută care apare în relațiile tale, dar și o soluție extrem de frumoasă pe care o găsești. În mintea ta, nouă de băte, te văd foarte temător, foarte temătoare. Te văd puțin obosit și așa cum ți-am spus, nu te supra solicita în această perioadă. Bineînțeles că, odată cu intrarea Soarelui la tine în Zodie, îți crește um, energia, da? Însă, Venus, planeta care te guvernează, în continuare rămâne în sânul fecioarei, pe casa 12. Pe scurt, Balanța se simte puțin obosită, se simte puțin că nu mai poate, da? Mai e puțin acolo de rezolvat mai e puțin de așteptat, dar parcă nu mai suporți. 5 de băte în inima ta și aici văd clar faptul că ești puțin agitat sau agitată, pentru că așa cum ți-am spus, tu nu ai foarte mare control asupra lucrurilor care se întâmplă în jurul tău. Nu prea înțelegi exact cum stau lucrurile. Poate să fie un moment agitat în familie, în relația cu persoana iubită, în relația cu o persoană dragăție. La baza manifestărilor voastre, mitul. Și aici te văd foarte clar că tu pur și simplu vezi lucrurile altfel. Încep să capeți o înțelepciune cu totul și cu totul specială începând cu această săptămână. Vrei să stai mai mult singur, singură și e foarte bine, tot înainte. Mai departe, arcana majoră, steaua pentru tine în exterior, Aici, iarăși, poți avea legătură cu zodia vărsător sau aici cu zodia fecioară. Ești puțin mai critic în această săptămână, dar nu neapărat cu ceilalți, cât mai degrabă analizezi lucrurile într-un mod mult mai profund. Analizezi totul la rece. Uh, steaua vine și îți spune despre o dorință care ți se îndeplinește, dar și despre o noutate foarte plăcută care apare. O legătură pe care o poți avea. Cu o persoană mai dezinvoltă sau cu o persoană care are o ocupație din aceasta mai ciudată. Mai departe, opt de cupe în inima celelalte persoane, și văd clar aici că balanța uh, are legătură cu o persoană care nu știu, vrea să renunțe la tine, vrea să renunțe la ceva. Este o persoană care a muncit mult sau care și-a pus multe speranțe într-o situație anume. Și acum renunță, lasă ceva în spate, tocmai pentru a reuși să se reinventeze. Pentru că e clar, tu aici ai legătură uh, cu, cu o persoană care vrea o schimbare, sau persoanele din jurul tău vei vedea că vor schimbări, vor să rezolve ceva. Ultima carte pentru Balanță, Regina de Spade. Să știi că se rezolvă, se clarifică o problemă legată de locul de muncă cineva în sfârșit nu știu, are acea discuție cu tine prin care poți să-ți dai seama unde ești, poți să-ți dai seama încotro te îndrepti. Regina de spade vorbește și despre o instituție da? în privința căreia ești puțin temător sau temătoare. Ai legătură cu o femeie foarte rece, detașată, este o femeie care vrea să clarifice un anumit lucru cu tine. Bun, dragi Balanțe, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Și de asemenea, nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați butonul de like și de asemenea, vă aștept cu drag și la previziunile zilnice pe zodii, dar și la previziunile pentru această lună septembrie, pentru că mai urmează evenimente importante.